Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm în această seară despre puterea acceptării împreună cu Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Bună seara și bine ați revenit bună la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Doamna psiholog, ce reprezintă, de fapt, acceptarea? Acceptarea aparent e ceva foarte simplu, dar de fapt e ceva foarte complex. Ea implică înțelegerea, acordul, fără judecată, fără critică, fără nimic din toate astea care să dea polaritatea acelui lucru. Asta e acceptarea în termeni așa mai simpli. Există mai multe tipuri de acceptare sau există mai multe situații? Da, eu majoritar am găsit acceptarea de sine, acceptarea celorlalți și acceptarea societății, absolut tot ce este în afară. Adică întâi trebuie să ne acceptăm pe noi. De fapt, asta este procesul. Și apoi pe ceilalți? Dacă mă accept pe mine, voi accepta și pe ceilalți. Dacă eu pe mine nu mă accept și în permanență mă judec și mă critic, așa voi face și cu alții. Am găsit la o psihoterapeută din Canada, Liz Bourbeau, câteva idei despre acceptarea de sine care mi s-au părut foarte interesante și aș vrea să vi le împărtășesc. A te accepta pe tine înseamnă să-ți acorzi dreptul de a fi ceea ce ești, fără să-ți mai trebuiască să faci nu știu câte reparații, între ghilimele, sau tot felul de ajustări pe care să le aduci ca să le accepte ceilalți. De fapt, tu nu te accepti pe tine. Adică să ne acceptăm cu tot cu defecte? Da, să ne acceptăm și cu calități și cu defecte, pentru că doar atunci când te accepti, vei fi conștient și vei începe să lucrezi la acele defecte care nu-ți plac. Pentru că dacă tu nu te accepti, nici nu li vezi. Corect. A doua. Trebuie să le conștientizăm, da, practic. Exact. Trebuie să le conștientizez și le conștientizez în momentul în care le accept. Dacă nu, nu văd la mine nimic. Numai ceilalți corect au probleme. Doar calitățile eventual. Da. Să-mi accept diferențele față de alții fără nicio judecată. Adică e atât de interesant să înțelegem că fiecare am venit aici să ne facem un plan al vieții sau să trăim ceva și niciodată nu vor asemăna experiențele noastre cu ale celorlalți și nici invers. Noi ne gândim că ne place așa și vrem ca toată lumea să facă la fel ca noi, ceea ce este imposibil. Imposibil. Pentru că fiecare exact, este fiecare diferit. Fiecare avem altfel cartografia creierului, fiecare am crescut în altă familie, în altă educație, în alt mod și toate vin altfel. Să fiu în stare să-mi fac pe plac, chiar dacă cred că nu merit aceasta. Aici e foarte interesant, am stat și am meditat asta. Cum adică să-mi fac pe plac? Pentru că nu îmi dau voie să-mi fac pe plac, pentru că mintea mea mereu spune tu nu meriți, tu nu ești cu stea în frunte, tu nu ai ce are ăla, tu nu... Și atunci tu să-ți permiți, să-ți dai voie să accepti că e posibil, chiar dacă toate gurile îți spun că nu se poate așa ceva, în sensul ăsta. Deci aici ne referim și în carieră, de o da, avansare peste ori, sau... la orice. Noi zicem, nu am nicio șansă. Îndrăznește și hai să vezi. Îndrăznește dacă să crezi. Exact, să crezi. Și asta face pentru a îndrăzni, întâi trebuie să accept că e posibil. Pentru că asta povestesc în tot ceea ce fac eu și în cărți și în cursuri. Orice dorință se împlinește dacă accept cu mintea ta că e posibil. Dacă nu accepti, poți să le ai în față și nici n-ai să le vezi. Următoarea, să-ți acorzi dreptul de a fi uman. Adică de a mai greși uneori, de a mai călca strâm, de a cădea, numai că îți acorzi dreptul ăsta și atunci imediat ai să dai semn, ok, ăsta e un moment, pot oricând să-mi revin, pot oricând să-mi refac viața, pot oricând să-mi schimb cariera, pot oricând să-mi schimb ce vreau eu. Pentru asta e nevoie să acceptăm că nu suntem perfecți, nu ne-am născut perfecți și nici nu e bine să fim perfecți. Dar ce se întâmplă dacă, eu știu, greșim de mai multe ori? Păi când greșești acceptăm de mai multe ori... Acceptăm de fiecare ori, dată? Când sau... greșești de mai multe ori, deja aia este o atitudine, nu mai e o greșeală. Ai un fel de a fi. Și atunci când ai acest fel de a fi, iar tu nu te observi, sigur, societatea sau cei din jur te vor observa. Și știți cum se spune, dacă unul spune ceva despre tine, nu e nicio problemă, dar dacă deja doi spun, du-te și te caută. Așa da, înseamnă cu greșelile. Că există o problemă. De ce o problemă? Atunci. Dacă tu nu vrei să o vezi, asta e partea a doua. Să-mi reamintesc că tot ceea ce trăiesc este o experiență și nu o eroare. Adică noi imediat cum trăim ceva care ne scoate din confort sau din starea noastră de bine, zicem, vai, ce am făcut? Ce greșeală am făcut? Pentru că am fost educați că orice facem și nu corespunde bunului plac al societății sau mai știu cui, este o greșeală și un păcat.
Și atunci, fiind educați așa, noi întâi nu ne întrebim. Rămânem blocați, exact, practic. Ne blocăm în aia și zicem, mamă, ce greșeală am făcut. În loc să mă întreb, oare de ce am reacționat așa? Oare a fost așa de dureros pentru mine când mi s-a mai întâmplat și n-am putut să gestionez? Sau furia din interior e atât de mare încât nu pot să gestionez? Deci să ne privim cu ochii mai blânzi, cam asta este mesajul, pentru că prea ne șuntăm din prima și nu avem cum să trăim în armonie nici cu noi, nici cu alții dacă nu ne acceptăm aceste momente, să spunem. Să-mi las sufletul sau intuiția să hotărască fără să ținem cont de noțiunea aia de bine și rău sugerată de cei din jurul nostru. Pentru că s-ar putea pentru unul să fie bine să facă dușuri scoțiene, iar la unul nu. Pentru că are alt organism, are alte credințe despre acest lucru. Și atunci ne ajută foarte mult să îmi las intuiția să hotărască. Oare e bine pentru mine să fac asta? Și aceea intuiția, am mai discutat noi cândva, e acea voce interioară care spune du-te, da, e sau bine. După aia, să învăț din fiecare experiență în loc să mă condamn, iarăși, apropo de ce am spus mai devreme, important este să întreb, ce mi-aduce experiența asta? Ce am eu de învățat de aici? În loc să-mi dau un cap, uite, nu sunt stare, sunt un nimeni, nu reușesc niciodată, nu mai ghiniu ani am, etc., etc. Cunoașteți acest gen de... Da. Cu toții am trecut prin asta. Să-mi ascult nevoia, chiar dacă ceilalți mă sfătuiesc să fac altfel. Eu am să vă dau o experiență personală, acum îmi vine în minte. Când am ieșit eu din prima mea căsnicie, aveam mulți prieteni care mă condamnau și ziceau, ești nebună, cine te mai ia cu doi copii, în paranteză, fiind parcă eram handicapată și cu doi copii nu eram tot eu, etc., etc. Și am zis, nu trebuie să privim așa lucrurile, nu funcționează, ok, nu trebuie să ne scoatem ochii ca să vedem că nu funcționează. Și acum, după ani de zile, am auzit de la cele două familii care erau foarte înverșunate pe această decizie a mea, că ambele au divorțat. Și am zis, uite ce interesant, e bine să nu spui niciodată, și oameni la 50 de ani au divorțat, adică nu ca mine care aveam 30. Iată, mi se poate întâmpla lor. De-aia, nu-i bine, n-ai de unde să știi ce îți rezervă viața sau ce ai tu de trecut. Așa că nu condamna, nu știi ce se întâmplă acolo. De aceea mi-am ascultat nevoia mea de liniște și de armonie pentru copii, decât ce au spus ceilalți. Na, asta, după cum știți, în general dau din exemple personale, tocmai pentru că eu le-am trăit și am văzut care a fost efectul. Următoarea, să observ ceea ce se întâmplă, chiar dacă există în mintea aia noastră sute de voci care ne spun, nu e așa, adică să ne creezi o iluzie, mintea noastră cu credințele false ne creează o iluzie și nu-ți mai asculți corpul, care el tot timpul spune dacă ceea ce trăiești e bine sau nu. Corpul nostru pe ăsta nu prea îl putem minți. Ne putem minți, mintea, iluzia, vai, e frumos, dar înăuntru tu simți că te-ai strâns, dar e bine, dar înăuntru te-ai simți strâns. Corpul tău nu te minte niciodată, pentru că el este un radiograf al subconștientului tău și dacă tu ai acolo niște frici, imediat el se imprimă în corpul fizic. Și atunci asta era ideea, să te observi înainte de a se întâmpla ceva, cum acționezi. Și ultima care mi se pare wow și vă recomand să vă puneți pe frigider, pe laptop, pe orice. Să-mi reamintesc că nimeni nu se poate ocupa de fericirea mea, că eu sunt singura persoană responsabilă pentru ceea ce mi se întâmplă. Asta este o idee așa halucinantă, șocantă. Cum adică? N-am nevoie de ceilalți să fiu fericit? Ba da, ceilalți intră în ecuația fericirii mele, dar fericirea e o stare pe care eu mi-o generez din interior. Nu mi-o poate genera cineva din afară. Pentru că am găsit la acceptarea altora să ții minte că nu poți face pe altcineva fericit. Acesta este responsabil de fericirea lui. Dar revenind la noi, ce se întâmplă când ne este frică totuși să acceptăm anumite situații sau anumite persoane sau eu știu? Când trăiești o frică în relația cu cineva, acea persoană de obicei trăiește aceeași frică în relația cu tine. Doar că nu poate să o formuleze și nici tu nu poți formula și atunci apare acea disensiune. Ideea este că ceea ce noi nu vedem există. Atunci când trăiești o frică sau nu știi cum să-i spui celuilalt sau îl jude sau îl critici în mintea ta fără să-i comunici direct, persoana aceea simte.
și ea simte frica ta și se întoarce și se îndepărtează. Cum găsesc în literatura de specialitate, două moduri de a acționa total diferite. A femeilor, care el când au o frică sau când ceva nu-i convine, încep să plângă, încep să văicărească și așa mai departe. Și a bărbaților, care au un mod total diferit de a gestiona fricile, se închid în ei, se frustrează, se întorc și pleacă. Deci două moduri de a manifesta aceeași stare în comportamente diferite. Și atunci toate femeile se simt, vai că nu mă ascultă, vai că el s-a închis în el, nici nu are cum să te asculte, el are nevoie să-și trăiască el experiența în modul respectiv. Asta apropo de frica față de cineva, de aceea când vă e frică, observați că și la cealaltă persoană e frică, dar are alt mod de manifestare. Unul poate fi foarte pasiv și să nu zică nimic, iar unul poate să fie foarte agresiv. La bază e aceeași frică. Și când nu acceptăm, apare când resemnarea? Da. Când nu acceptăm, practic, ne resemnăm, adică ceva altceva nu mai e de făcut, dar înăuntru nostru rulăm continuu. Adică dăm aceeași energie de frecvență coborâtă, grosieră, acelui eveniment. În momentul în care nu accept ceva, de exemplu, am de trăit o experiență, trăiesc o experiență, nu accept. Dacă nu accept, o parte din energia mea este blocată acolo în trecut. Așa cum am mai spus, noi suntem formați din corp, minte și spirit. Noi suntem formați din energie, informație și materie. Deci informația, experienței pe care am avut-o, blochează acea energie a mea în trecut și nu am energie pentru viitor. Pentru că orice ne frustrează ne mănâncă din energia noastră și orice facem împotriva noastră ca ființă ne mănâncă din energia noastră. Ei, având energia blocată, eu nu pot să merg mai departe. Câți oameni nu se întorc, mă gândesc acum la câți clienți am prin cabinet, care nu se întorc la ce li s-a întâmplat acum 20 de ani, acum 15 ani, când vin într-o anamneză. Lucruri care nu o să mai întâmplă niciodată, dar ei au rămas acolo agățați. Prin procesul acceptării, începi să dai drumul la acea energie și poți în sfârșit să-ți faci un alt viitor. Pentru că nu mai te gândești mereu acolo. Noi când nu acceptăm, mereu ne gândim la acea situație care pe noi ne-a marcat sau acea persoană care ne-a marcat sau acea comportament. O rană din trecut, da, până la urmă. La rănile din trecut. Și le trăim, le trăim, le trăim și așteptăm ca cineva să facă din afară. Nu face nimeni. Exact. Depinde ca și neuronul noi, din practic. Creier. Nimeni nu ți-l crește în creier, cum nimeni nu poate să accepte în locul tău dacă te iubești, dacă te accepti, dacă te apreciezi și așa mai departe. La fel, acceptarea cu ceilalți. N-ai cum să-l accepti pe ăla dacă întâi nu te-ai acceptat tu și nu ți-ai oferit punctele de mai sus despre care am vorbit. N-ai cum să vezi la celălalt. E o lege a universului. Vezi în celălalt ceea ce este în tine. Celălalt e exact ca o oglindă pentru interiorul tău. Și cum îl acceptăm pe celălalt? Iată, am ajuns și la acceptarea celorlalți. Am ajuns la acceptarea celorlalți. Da, tot așa o să vă dau câteva idei de la Liz Bourbeau, care e fenomenal cum le prezintă. Prima este să le acord și celorlalți dreptul la ceea ce sunt. Adică să nu-i critici până exact, la urmă. În fiecare moment o ales așa să facă el, nu este problema mea. Adică noi când vedem că cineva face ceva, imediat ne gândim din cauza noastră, pentru că n-am făcut aia, pentru că aia. În loc să zicem, asta e alegerea lui. Adică să ne uităm ca la o scenă de teatru, fără să te implici. Tu ești spectator în decizia lui. În momentul în care tu îl lași să se manifeste, el se va opri imediat, pentru că nu va găsi în tine ceva de care să agațe, ca să-și curgă energie din interiorul tău cu care să întreții acea acțiune. Practic e necesară înțelegerea. Exact. Și am și un citat aici. Da? Înțelegerea este primul pas spre acceptare și doar cu acceptare poate exista redresare. Exact. În momentul în care înțeleg, pot să-l accept și în momentul în care accept, m-am eliberat și aia apare redresarea. O altă acceptare pentru alții care mi s-a părut foarte interesantă este atunci când dăm o îndrumare sau un sfat cuiva, să nu avem așteptări ca acea persoană să facă cum am zis noi. Mi s-a părut wow și așa se întâmplă tot timpul. Când cineva ne cere un sfat sau o îndrumare, avem inconștient, habar n-am cum, de unde avem această așteptare, să facă cum am zis. Dar el poate să facă ce vrea cu informația. Ei, când ajungi să accepți asta, nu mai pui foarte multă presiune pe tine, pentru că, la fel, ai impresia că omul nu ți-a ascultat sfatul sau nu a făcut cum ai zis tu, că n-ai fost suficient de bun, că nu i-ai spus cum trebuie, că nu ai adoptat vocea care trebuie, blândețea și așa mai departe.
Apropo de asta, chiar astăzi m-am surprins că am dat răspuns cuiva care nu poate să ajungă la o activitate și am zis, ok, când ai să fii pregătit, ai să poți să ajungi. Și la final mi-am dat seama că am fost un pic mai, nu neapărat mai dură, mai rece așa. Și m-am gândit, de ce am fost așa? Că eu, în general, sunt destul de blândă. Și mi-am adus aminte pentru că de unde am învățat eu cum să-mi creez realitatea, maestrul respectiv spunea că nu există cale de mijloc. Ori-ori. Ori ești foarte ferbinte, ori ești foarte rece. Ori ești foarte rece. Și mi-am amintit că și Iisus spunea la fel. Când ești caldicel, aia. Și într-adevăr, trebuie să fim ferm, trebuie să fim ferm pe unele situații și atunci în sfârșit am zis, ok, deci nu sunt o problemă, că așa am simțit. Probabil că persoana avea nevoie să aud un pic mai clar un lucru. După aia, să-mi reamintesc că fiecare persoană are dreptul să trăiască experiențe diferite de ale mele, în funcție de propriul său plan de viață și de evoluția sa. Asta iarăși este wow. Că noi avem impresia că toți trebuie să ne culcăm la o anumită oră, să mâncăm la o anumită oră, să facem lucruri toți la fel. Uităm că suntem diferiți. Exact, și că suntem unici, iar fiecare are dreptul să facă cum vrea el mai bine pentru el. Că știi bine, că nu știi tot bine. El și-o ales să nu știe. La fel, știți, avem impresia, băi, tu o să afli cât de minunat e treaba asta, ce... Dar omul ăla nu-i pregătit, încă nu-i momentul să afli. Nici tu poate cândva nu erai pregătit. Un alt lucru este să-i lași să-și trăiască experiențele ca să-și asumi consecințele. Să învețe din greșeli. Exact. În cazul să-și în care asumi consecințele. Greșesc. Dacă ceva nu e ok, el își va asuma. Nu-mi spune mie, știi, din cauza ta am făcut asta. Pentru că atunci, dacă îl lași să-și trăiască experiența cum vrea el, nu o să mai poată spune din cauza ta. Își va asuma. Următoarea e să formulezi cereri fără așteptări. Adică, eu mă simt așa, mi-ar plăcea să în relația cu mine să te comporți așa sau să mi-aduci chestia aia. Ei, asta e fără așteptări. În momentul în care spui, te rog frumos să-mi dai aia, deja ai în spate foarte multe așteptări. Deci formularea îl face pe celălalt să decide dacă vrea să te însoțească în demersul respectiv sau nu. Următorii să-i observi pe ceilalți fără să-i judeci, fără să-i critici, la fel, observarea, și să ții minte că nu-ți poți face pe altcineva fericit, aceasta este singura lui responsabilitate. Iată, interesant. Un alt citat, acceptare, asta dorim cu toții, dar hai să învățăm și să o oferim. Da. Ceea ce e foarte interesant este că atunci când noi acceptăm anumite situații, toți cei implicați în acea situație sau acea suferință se vor elibera și vor conștientiza că au de făcut ceva ca să se vindece. Asta e foarte interesant. Nu știu dacă v-ați dat seama, atunci când tu accepti ceva, cei care au fost implicați în procesul respectiv își dau și ei seama, zic, băi, știi ce, la ce m-am gândit ieri, că ia uite, s-au gândit exact în momentul în care unul, cum eu așa spun, când unul îi trează într-un proces, toți ceilalți, prin neuroni oglindă și prin transmisia asta energetică, se dezleagă. Foarte interesant, apropo de acceptare, cum o oferi. La nivel subtil noi oferim această acceptare. Că deodată se dezleagă tot și fiecare își găsește drumul, își găsește sensul și rostul. Dar când acceptăm în totalitate... Când acceptăm în totalitate... diferență în acest sens? Da. Cel care... Noi avem, așa cum am spus, corp, minte și spirit. Cel care ne arată că am acceptat în totalitate de cele mai multe ori și 99,9% este corpul. De ce? Ăsta nu prea te poate minți. Exact cum spuneați și mai devreme. Da. Eu zic, am acceptat și merg așa pe stradă. Deci corpul mi-arată că sunt împovărat, n-am acceptat nimic. Sau îmi pun o măscuță, eu zâmbesc, am acceptat, dar se vede clar că clar, nu este așa. Ochii nu zâmbesc. Deci corpul este cel care tot timpul ne va da de gol. De aceea când ai acceptarea totală, minte, corp și spirit sunt pe aceeași lungime de undă. Adică ai să ai corpul care se mișcă într-un anumit fel, care îți indică că ai acceptat. Fizionomia, fața, ochii îți lucesc, spiritul și mintea vor... Mintea, adică eu spun una, dar mă comport altfel. Aia e clar că acolo nu este acceptat. E un dezechilibru, practic, între corp, minte și suflet. Trebuie să știi cum să accepți un refuz și cum să refuzi o acceptare. Da. Aici ține tot de acea idee că l-accept pe celălalt fără să-l judec. Da? Pot să accept un refuz pentru că asta a ales el acum. Adică asta e alegerea lui și nu din cauza mea.
m-a refuzat. Adică să nu le mai luăm personal. Cam asta e ideea. Și în același fel să refuzi o acceptare. Adică cineva spune, hai să faci asta, dar tu nu simți că e pentru tine aia. Poți să spui, nu, mulțumesc. Și atunci e acel echilibru, acea autenticitate, acea stare pe care așa cum o ai înăuntru, așa o ai și în exterior. Deci nu înseamnă că nu putem să refuzăm. Exact, refuzăm, dar uite, mie nu-mi trebuie asta. Adică mie asta mi se pare, când ajung undeva sau mă întreabă cu ce te servesc, cu cutare, cu cutare, zic nu, mulțumesc, nu, dar nu vrei ceva de la mine? Pa da, dar nu vreau acum. Deci deja e o mare diferență. Ce se întâmplă cu o persoană bolnavă care își acceptă boala? Sau sunt multe persoane care nu o acceptă, dar da, din păcate sunt cazuri persoanele în care... Persoanele bolnave sunt persoane care se resemnează, nu care acceptă boala. Și trăiesc atât de, într-un sens atât de simbiotic cu boala, încât nici nu-și dau seama că asta poate fi vindecată sau remediată. O persoană care acceptă trauma sau suferința din spatele bolii este o persoană care automat se vindecă. În momentul în care persoana nu se vindecă, ea nu a acceptat boala, nu a acceptat acea credință falsă, acea suferință sau acea rană care a activat boala. Ci s-a resemnat și a zis, asta este mai mult de atât. Deci nu este normal până la urmă, ar trebui să se resemneze. Păi nu, în momentul ce avem o situație în viața noastră, înseamnă că avem și resursele să o remediem. Nu ni și la copii? La cum copii. E acceptarea? La copii e foarte interesant care noi rolul ca părinți, rolul părinților în relația copiii cu preadolescenți, cu adolescenții este următoarea. Educ copilul referitor la anumite aspecte, îl informez despre posibilele consecințe și las să ia decizia. Și o ziceți, cum adică un copil de 3 ani? Da, dacă tu îl informezi la, vis-a-vis de următoare consecințele care pot apărea din asta, el se oprește. Eu vă dau exemplu la copiii mei. Deci informezi pe aia mică la fel. Bine, Bogdana, dacă vrei așa, dar uite aici putem ajunge. A, nu, face imediat altfel. Ei înțeleg, noi avem impresia că ei nu înțeleg. Nu e adevărat. Tratați-i ca pe niște oameni care înțeleg, chiar dacă ei nu au procesul cognitiv să-și pună atât de multe întrebări, să formuleze atât de, cum facem noi, atât de complex, ei simt dincolo de cuvinte, ei simt starea, ei simt ce or să urmează să întâmple și nu vor să pățească așa ceva. Despre procesul acceptării, despre mijloacele de acceptare, da, ce puteți spune? Ca să putem accepta total, important să ne vindecăm acele răni emoționale care au dus la neacceptare. Și așa cum tot minunata Liz Brubo spune că sunt 5 răni emoționale care ne duc să trăim frici și apoi neacceptări. Prima este rana de respingere, rana de abandon, rana de umilință, rana de trădare și rana de nedreptate. Dacă tu în copilăria ta ai trăit o rană de nedreptate, de exemplu, dacă ai fost copilul cel mare și mereu părinții te-au responsabilizat pe tine pentru copilul cel mic, ție nu ți se pare drept asta de mic copil și toată viața îți întâlnești oameni care îți fac ceva ca o nedreptate și tu ai să zici, de ce poate să-mi facă? Nu-i corect, nu-i bine așa, nu-i... Și n-ai cum să o vindeci până nu accept. Stop! Deci la mine e problema. Eu am rana de nedreptate și de-aia aduc pe aia toți care îmi fac o nedreptate. Și atunci prima dată este să o conștientizăm. Și te observi pe tine, la noi exact. Te observi pe tine și vezi cum te comporți în anumite situații, de ce când atragi oamenii ăștia te superi și suferi, pentru că acea rană este activă. Hei, în momentul în care o conștientizezi, poți să începi să o vindeci. Cum? Făcând un demers de reconciliere cu persoana, de obicei cu părinții sau cu cei cu care am crescut, tot acolo ne întoarcem. În care li exprimăm, de exemplu, scriem pe o hârtie cine a deranjat la ei sau de ce i-am judecat sau i-am criticat și apoi le spunem, uite, eu asta am criticat la tine când eram mic, că nu mă lăsai acolo, că nu aia, că nu aia, că nu aia. Și în același timp o să fie șocant să vezi că ceea ce tu ai criticat la părinții tăi, copiii tăi vor critica la tine. Deci este fenomenal acest fenomen, pentru că totul se transmite prin câmpul energetic mai departe. Dar iată cum ne putem elibera. Exact, practic, așa. Asta e o metodă foarte ușoară. Scrieți pe o hârtie ce ați criticat la mama sau ce ați criticat la tata și întrebați copilul vostru ce critică la voi și o să vedeți că sunt aceleași lucruri. Asta e un moment, în schimb, în care apare acea legătură între
mamă și copil sau copil și tată, când zice, ia uite mă că și el a pățit la fel, adică nu sunt singurul. Iar după care partea asta o să te ajute să te eliberezi, să te dezlegi. Și procesul de iertare care îl faci cu tine, îl faci cu ceilalți și așa apare reconcilierea și iubirea, bineînțeles. Există totuși anumite exerciții pentru acceptare, un antrenament, să putem să acceptăm mai ușor anumite situații. Eu recomand la cursanți și la cei care au nevoie, eu sunt întotdeauna acceptare de sine, dacă nu accept ceva la tine, și eu sunt întotdeauna acceptare în manifestare, în relația cu ceilalți. Asta nu înseamnă că o să întâmple peste noapte, dar societatea sau situația sau viața o să-ți aduc în momente în care ai să vezi că poți să accepti mai ușor sau găsești. Iar dăruirea adevărată vine din acceptare și dragoste. Da, așa este. Am ajuns la final, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Cu drag. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o săptămână excelentă. La revedere!